Bun găsit! Sunt Maria Corbu, în direct de la Paris, de la Palais de Congrès, unde are loc această săptămână Congresul European de Dermatologie. Îl avem alături de noi pe domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, cu care vom continua discuția despre psoriazis, pe care am început-o ieri de la acest congres. Ieri am discutat despre impactul social al psoriazisului, dar sunt noi date prezentate astăzi la congres care atrag atenția asupra așteptărilor pacienților, așteptările acestora apropo de tratament și felul în care aceștia își percep boala. Domnule doctor, despre ce studiu este vorba? Este vorba despre un studiu care a implicat 300 de pacienți cu forme moderate sau ușoare de psoriazis. Un studiu care a încercat să afle ce își doresc pacienții cu psoriazis. De ce este important ce își doresc? Pentru că, așa cum discutam și ieri, psoriazisul este o boală cronică, este o boală cronică serioasă, este o boală cronică care, la atât la nivel individual, cât și la nivelul mediului din jurul pacientului, are un impact serios. Și ne putem imagina că reușita terapeutică e de fapt combinația între factorul medical, ceea ce sistemul de sănătate și medicii pot să ofere pacientului respectiv, și ceea ce ține și poate face pacientul respectiv. Dar ca să știm ce poate să facă pacientul cu psoriazis, este important să aflăm care sunt, în primul rând, îngrijorările, așteptările pe care o persoană care are această boală le are, așa încât tot acest sistem de îngrijit din jurul pacientului, având pacientul în centru, să aibă un design adecvat. Iar studiul ne arată că, sigur, lucrul cel mai important pentru un pacient cu psoriazis este să dispară leziunile cutanate. Cât mai repede, cu cât mai repede, cu atât mai bine, și este evident, este esențial acest lucru, atâta vreme cât am vorbit deja zilele trecute despre cât de mare este distanța socială care se pune în 10-20% din cazuri între un pacient cu psoriazis și cei din mediul înconjurător, care le evită, nu vor să aibă o relație cu el, nu vor să folosească aceeași piscină și așa mai departe. Dar dincolo de această dorință imediată, pacienții afirmă în acest studiu că își doresc o durată a tratamentului cât mai lungă, cu alte cuvinte, eficiența, eficacitatea tratamentului să fie dovedită în timp, alături de siguranță, pentru că vorbim despre medicamente biologice, terapii, care, ca orice medicament de altfel, ar putea să se însoțească de efecte adverse, mai ales când vorbim despre tratamente pe termen lung. În același timp, pentru pacienți este important ca acest tratament să dureze pe termen lung, pentru că, la rândul ei, psoriazisul este o boală care poate să afecteze și unghiile, poate să afecteze și scalpul și, foarte important, poate să afecteze articulațiile. Și să discutăm despre artrita asociată psoriazisului. Se întâmplă în 40-60% din cazuri. Ne imaginăm că acest moment, apărând undeva în cursul evoluției bolii, dacă tratamentul, de exemplu, este eficient încă de la început, acest moment poate fi prelungit cât mai mult și vorbim deja despre o afectare serioasă, poate mai serioasă decât afectarea cutanată, și în măsură să determine alte probleme pentru persoana în cauză. Deci, iată, ca să tragem ca un fel de concluzie, sigur că pacienții ajung sau își doresc genul acesta de lucruri de la tratamentele și de la managementul bolii lor, dar sigur că este foarte important ca ei să înțeleagă gravitatea bolii și faptul că discutăm despre o boală evolutivă, o boală sistemică. Nu este o boală care, să spunem, că se limitează doar la nivel cutanat. De ce este atât de important să luăm în considerare așteptările pacientului?
E această atitudine numită patient empowerment, este mai mult decât un trend acum și aș spune chiar că nu se mai poate fără o abordare de acest fel, mai ales când vorbim despre bolile cronice. Într-o boală cronică, pacientul vine de câteva ori pe an la medic, la medicul de familie sau ajunge să și în spital să se interneze o dată sau de două ori, dar în cea mai mare perioadă a timpului stă acasă, în mediul lui. Și în acel mediu el își administrează tratamentul. În cazul psoriazisului, al leziunilor cutanate, poate să și evalueze în ce măsură există o reușită de tratament. Deci, cu alte cuvinte, viața ne învață că pacienții pot, dacă ajung să înțeleagă boala și tratamentul, să colecteze informații foarte importante în timp ce nu sunt în mediul spitalicesc, informații pe care la proxima vizită la medic sau folosind telemedicina, deci consultațiile la distanță, să le aducă în atenția medicului. E genul de experiență în viața reală, diferită de experiența din studiile clinice și cred că într-o boală cum este psoriazisul, genul acesta de experiență, genul acesta de abordare centrată pe pacient e cea care poate să facă diferența, cu atât mai mult cu cât vorbim, inclusiv din punct de vedere al medicamentelor, de o zonă extrem de aglomerată în care uneori și pentru medic e dificil să aleagă cel mai potrivit tratament. Vă mulțumesc, domnule doctor, pentru această discuție, cred eu, foarte importantă despre psoriazis. Vă așteptăm pe raportuldegardă.ro și pe pagina noastră de Facebook pentru a afla mai multe atât despre psoriazis, cât și despre alte boli dermatologice care au fost abordate la Congresul European de Dermatologie.